Dezastru ecologic în cartierul Mitica Apostol din Ploiești. De mai bine de 3 ani de aici se extrage ilegal nisip și pietriș, așa că pe 10 de hectare au apărut gropi imense. Oamenii se plâng că săpăturile s-au făcut pe pământurile lor. 10 de săteni din Streșnic au ajuns acum să fie proprietari doar în acte. Ce suprafață de teren a avut dumneavoastră? Eu 9200. Eu 16.000 de metri. Cât v-a rămas din el? N-a rămas nimic, nu vedeți. E groapă. Groapă. Nu mai puteam să cultivați. Nici ce să mai puteam să cultivați? Am început să pui gunoi acolo, aici, băgat. La mine, 5.000 de metri mi l-a săpat cu cultura de grâu pe el. Când am venit cu combina, era săpat la 20 de metri adâncime. Oamenii sunt disperați pentru că nu pot cultiva pământurile, iar de despăgubiri nici nu se pune problema. Au trecut deja câțiva ani și nu s-a întâmplat nimic. Ba mai mult, săpăturile au fost reluate. De data aceasta, în căutare de fier vechi, cred localnicii. Ei sunt convinși că în spatele săpăturilor este aceeași persoană, Nicolae Nacu, un om de afaceri venit din Călăraș, supranumit regele balastierelor. Acesta a fost condamnat recent la 3 ani de închisoare pentru un cumul de infracțiuni economico-financiare. A zis că ne dă banii 5 euro pe meu. Am făcut demersul ăsta că ne dă bani față de domnul primar, că se-a luat angajament. Domnule, îi dau banii, domnul primar, le fac, n-a venit. Când a venit, a zis că a avut datorii, că nu le-a dat bani, că oricum numai așa ne-a mințit și a început să ne înjuri. Asta este. Și așteptăm ca nici teren n-avem în altă parte să ne-l cultivăm, nici bani n-am luat. Ce suprafață aveți aici? 5.000 de metri. Mi-a luat fără să mă anunțe, fără să mă întrebi. Primăria și ce zice? Păi ce să zic? Am venit, am plecat, ne-am dus la București după Nacu, nu s-a rezolvat nimic. Practic de câți ani tot așteptați? De 3 ani. Când am venit să ne pun în posesie, am găsit groapa. Uitați, acolo. 16.000 de metri. Și Nacu își face treaba în continuare? E automat. Dacă a venit până aici și azi, a vorbit cu paznicul și a plecat înapoi și noi nu l-am cunoscut. Nu l-am, adică n-am știut cine e mașina aia. Nu mai aveți cum să cultivați nimic. De cum să cultivăm în groapa aia? Sunteți paznicul de aici? Da. Ce e firmă sapă aici? A cui e firmă? Domnul Teisul e pe excavator. Păi nu știți pentru cine lucrați? Păi eu sunt paznic aici ca să păzesc casa, că n-are... Sunt ale domnului Nacu? Care Nacu? Care are gropile astea. Da, cred că ale lui sunt. Și mai sapă acum? Să sap? Ce fac excavator? Nu, n-are unde să le... Deocamdată n-are să le țină. Dar știu că să mai sapă. Doamnă, mă tăi mează, că nu se sapă acum. E pământul proaspăt pe ele. Da, da. Să lucreze. Așa. Dar ce mai caută? Fier vechi? Ce să... Da, după fiere caută, după fiere. Imaginea deplorabilă de acum este completată și de tonele de gunoaie care sunt aduse aici zilnic. Practic, acum nu doar că se distruge, dar se aduce și gunoiul aici. Gunoi se aduce, dar se aduce din rafinării, după la Brazi. Uitați câte ai malurile de pietre, că nu la noi în comun așa ceva. Vine alte mașini străini. Se depozitează aici, pleacă cu mașinile de pământ pline care pun spații verzi peste tot. Un dezastru ecologic. Da, dezastru ecologic peste. Băieții ăștia care am înțeles că e cu Nacu, care a cumpărat așa. Ăla de la... Deci a cumpărat de la ăla, i-a lăsat să sape după fier, după astea, că nu mai cară pământ și astea. Dar deci sapă, se distruge scumă, în continuare. Da, în continuare. Sapă cu utilajele astea și scoate fier de aici și astea. Fără autorizație. Așa, gunoi, uitați. Mașina de gunoi, acum a venit. Uitați-o acolo. Și varsă gunoi. Bagă gunoi, uitați. Gunoiul din sat. Acum a venit mașina și bagă gunoi. Reprezentanții autorităților locale nu au fost de găsit la birou astăzi pentru a oferi explicații, iar Garda de Mediu susține că va analiza situația. La sfârșitul acestei luni, la Curtea de Apel Ploiești va începe o nouă etapă a procesului în care Nicolae Nacu este judecat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.